Salutare toată lumea și m-am găsit la un nou episod. Data asta vom juca ceva Minecraft, haiducilor, și în primul rând o să vreau să anunț ceva chestii în acest episod. De fapt, nu cred că vor fi niște anunțuri, vor fi mai mult niște informații despre canalul meu, de ce n-am mai postat și da, aici am pus ceva sticlă, o să vedeți și voi de ce. Dar în primul rând vreau să vă zic ce o să facem în acest episod. Iar după voi vă voi explica toate chestiile. Și da. Deci, în primul rând vom continua să spargem, vom merge puțin în față pentru că nu prea mai sunt locuri aici. Din câte văd, nu prea mai e loc și vreau să mă duc mai în față. Deci vom sparge și în al doilea rând vom pune sticlă pe deasupra la aceste bucăți de pepene. La semințele astea, nu neapărat de pepene, ca să nu cumva să călcăm pe ele, pentru că deja am călcat pe una aici și da. Deci, în primul rând vreau să vă zic că am ceva probleme și nu sunt nici măcar pe calculatorul meu, filmez de pe alt calculator, am ceva lag din câte vedeți și o să fie pentru câteva zile așa. Din păcate, nici nu am mai postat pentru că nici nu știam ce să fac să postez cu calculatorul ăsta pentru că acum merge, dar m-am chinuit foarte mult cu setările ca să fac să meargă și Minecraft-ul să meargă, adică gândiți-vă. Plus că, cum vă ziceam, tot calculatorul nu este al meu, deci tastatura se aude foarte tare, mouse-ul în schimb este al meu, într-adevăr. Și da, se aude, cred că și ventilatorul. Dar, da, se pare că va trebui să filmăm, cred că, câteva zile așa. Și, da, cum ziceam, din acest motiv nu am mai postat. Cred că o zi, două, ceva de genul ăsta. Și, da, uite că mi se termină și sticla. Și pentru ce am pus acel... Am lăsat un loc liber, deci uitați-vă, acolo în spate este liber. Deci eu aici când o să stau pe ăsta, mă voi duce să iau toate bucățile de pepene. Voi merge așa și o voi lua pe aici și mă voi întoarce. Deci asta este toată treaba. De aceea am lăsat și hai să o luăm și pe aici. Adunăm toate bucățile astea de pepene. Deja strângem ceva bucăți, uite și pumpkin aici. O bucată cred că s-a făcut aici, nu cred că s-a făcut deloc, sau uite, o bucată și aici. Perfect, haideți să le punem într-un chest aici. Deja am pregătit eu ceva chestii, adică niște bucăți de gres. Și, din păcate, noi am pus deja aici și scări pe sus și tot felul de lămpi și de-astea, dar, din păcate, va trebui să le spargem acum. Oricum, n-ar nimic pentru că ni le dă înapoi pur și simplu și o să le punem din nou. Dar, da, asta vom face în acest episod. O să mai spargem aici. Și, da, sper că nu este chiar așa mare lag și că nu vă încurcă cu nimic. Și, sincer, pentru mine este foarte schimbat pentru că nu sunt pe monitorul meu obișnuit și mi se pare că acesta se vede cam ciudat. Și nu a reușit să-i fac niște setări foarte bune. Mi se pare că are foarte mult contrast și chestii de-astea. Și se vede foarte ciudat, sincer să fiu. Și nici nu știu dacă vouă vi se vede normal. Deci nu uitați să lăsați în comentarii dacă este lag, dacă se vede bine sau dacă nu se vede bine. Și da, și videoclipul nu mai zic că e în 30 de frame-uri. Din păcate, asta este. Oricum, sper să se vadă bine, să fie totul în regulă. Și da, am fost și am făcut și două lopeți de-astea de diamant. Una a reparat-o asta de siltaș pentru că aproape se spărgea. Am făcut o lopată și am reparat-o. Uite aici, avem foarte multe bucăți de pământ. Pe mine mă avantajează bucățile de pământ pentru că opa, ceva apă. Nu prea înțeleg de unde. Ia, hai să vedem. Sper că nu... Da, nu strică nimic aici. Hai spune-mă și o torță că nu văd nimic în față.
Hai să astupăm noi așa aici, ca să nu cumva să ajungă pe la bucățilele de redstone, pentru că așa am stricat lucrurile. Și haide să intrăm noi puțin aici, să vedem care-i treaba. Nici să fiu, nu văd nimic, dar cred că vom astupa puțin așa pe aici. Și sper să fie totul bine. Da, bine, nu cred că să fie. Hai să mai punem pe aici torțe să vedem. Poate s-a astupat apa aia. Am astupat-o bine? Da, hai că am astupat-o bine. Deci da, eu cu lopata asta distrug tot dirt-ul ăsta și e mult mai bine când dau de dirt. Ar trebui să sparg, uite, până aici. Deci uite cum este aici, ar trebui să las. Cu încă un bloc în, ca să pot face și acoperișul. Opa, este apă aici, nici nu știu de ce este apă. Hai să mai punem niște torțe și o să ne luptăm cu apa în acest episod. Ce ziceți de asta? Și, da, nu prea îmi place situația asta, pentru că am văzut că în ultimul timp am strâns foarte multe like-uri, foarte multe vizionări și comentarii frumoase și acum să vin eu să pun niște videoclipuri mai puțin calitative și, da. Chiar nu-mi place situația, dar vom reveni peste câteva zile cu calitate mult mai bună. Deci nu vă speriați. Mă, ce se întâmplă cu apa asta? Este foarte multă apă și nici nu știu de unde vine. Bun, hai să coborâm de aici și să mai spargem. Asta cred că o să mai fac eu off-camera. Dar am zis să mai spargem și puțin în timpul episodului. O să mai mergem să mai aducem ceva sticlă pentru acele bucăți de semințe. Și da, o să vreau aici să fie două ferme, deci va trebui să spargem ceva în față, dar asta este. Bine, prima dată o să fac una și după voi continua să sparg, adică nu o să sparg mult și după o să le fac. O le voi face așa pe rând, facem ferma, nu, spargem, facem ferma, după iar spargem și iar facem a doua firmă, pentru că vor fi două, cum vă ziceam. Iar aici, haideți să mai spargem și rândul ăsta. Și după să ne apucăm să punem pe jos ceva bucăți de alea de iarbă. Iar după vom merge să aducem sticla. Uite, trebuie spart și rândul ăsta. Nu mi-am dat seama. Hai să mai pun o torță. Nu știu dacă voi vedeți, dar eu chiar nu văd, este foarte întunecat. Așa. Și vom sparge până aici. Bine, nici nu mai am loc în inventar să iau toate chestiile astea, dar sper că nu vă enervează așa mult. Sincer, pe mine mă enervează, dar nu prea am ce să fac. O să trebuiască să repare și pickaxe-ul, pentru că am spart foarte mult cu el și chiar m-a ajutat foarte mult. E bine că l-am făcut, pentru că altfel mă descurcam mult mai greu. Hai să mai și mâncăm puțin și nici nu știu de ce am dat drumul. Așa, hai să punem aici, pe lungul silk touch. Așa, și acum o să punem asta. Văd că am filmat deja 8 minute și ceva. Știu că episodul trecut tot cam 8 minute a avut și ăsta, pe ăsta o să-l fac ceva mai mare. Opa. Mă, până la urmă mai spunem și de-astea bucăți de pământ obișnuit, pentru că se va mulți până la urmă. Adică cred că nu e nicio problemă, pentru că până voi face eu fermele alea mai durează ceva. Deci da, acum știu că ziceam că trebuie să mai mergem, hai să mai culegem o dată, adică e chiar interesant să culegem asta. Ziceam să mergem să mai aducem ceva sticlă, pentru că ne mai trebuia puțin acolo pe final și știu că am pus foarte multe bucăți, vreo 3 stacuri cam așa acolo l-a topit în furnalul ăla automat. Ce s-a stea? Bucăți de pepene. Dar de ce nu merge să le iau? Acum dau seama și eu că nu am loc în inventar. Dar da. Hai că am umplut chesturile astea cu tot felul de chestii. Hai să iau bucățile astea și să o luăm de la capăt, pentru că nu am luat aparent mai nimic. Hai că strângem ceva bucăți de pepene. Chiar cred că o să strângem un inventar sau ceva de genul ăsta, poate vom face și un shop la spawn. De fapt, cred că nimeni nu are nevoie de pepene.
Problema este că dă foarte puțin, foarte puțin hunger de la și nu cred că va cumpăra nimeni. Nimeni nu vrea să folosească pepene. Eu te savoc și noapte. Și da, haideți să luăm de aici sticla. Mă, doar un stack? Posibil să nu mai am ceva cărbune. Ia să vedem, mai avem. Hai că mai avem un bloc. Hai să punem două blocuri acolo ca să se împartă. Deci aici puneam cărbunele. S-a dus aparent. A, deci mai are cărbune. În caz că nu intră aici, știm că are deja. Pentru că alea sunt blocuri și alea nu sunt. Și n-au cum să se stacheze. Deci, da. Haide că am cam luat sticla și cam atât trebuie să facem. Opa, ce se întâmplă aici? Am cu monștri. Carne, de unde a luat carne? Omoră ceva iepuri. Avem și un Enderman, hai să ne dăm din calea lui pentru că nu avem nevoie să ne batem cu un Enderman. Să uităm după mine, nu. Așa, acum haideți să terminăm cu sticla asta. Și să ne uităm dacă chiar s-a mulțit acolo. Adică dacă nu folosim deocamdată este bine, pentru că are timp să se mulțească toată iarba. Mă, uite că s-a făcut ceva. Chiar s-au făcut câteva bucăți. Va trebui să sparg și aici pe margini. Hai să luăm și aceste scări, nu știu cum se numesc chestia aia. Bun, lume. Și cred că cam atât am făcut în episodul ăsta, am mai spart aici. Cred că off-camera o să sparg mai mult, pentru că n-are rost să vă țin pe voi că sparg aici o jumătate de oră. Și da, cred că cam asta am făcut în acest episod. Am acoperit cu sticla aici ca să nu cumva să călcăm pe astea să le distrugem. Și o să vedem, poate acoperim și pe aici, pentru că nu prea am ce să caut eu pe aici prin zona asta. De exemplu aici pe la Redstone și posibil să acoperim și aici. Nici nu știu ce să fac. Dar lume, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați și voi un like, să-mi spuneți cumva dacă a fost lag în episod, dacă s-a văzut urât și nici nu mai știu dacă vreți să mai îmbunătățesc calitatea sau așa. Pentru că eu cred că pot să o mai îmbunătățesc, chiar dacă o să stau mai mult la upload, dar da, să vedem dacă se vede bine, pentru că eu nu prea știu, că nu pot să-mi dau seama pe monitorul ăsta. Acum o să îmi spuneți voi dacă se vede bine. Și da, lume, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați și voi un like și un comentariu dacă v-a plăcut acest videoclip de Haiduci Roșii. Și da, ăsta a fost episodul. Baftă, lume, pa!